Ok. Bună seara, bună seara, dragii mei. Mă bucur să fiu cu voi astăzi din nou. Este joi și ca de obicei sunt cu voi astăzi, doar că am sărit un pic ora, am început astăzi mai repede. Vă salut cu drag, vă îmbrățișez cu drag și, cum spuneam, mă bucur să fiu astăzi cu voi din nou. Aștept puțin că invitatul meu are probleme cu conexiunile și asta e amuzant la sesiunile live. Și o să, până se conectează el, o să verific în prima fază pe dacă e totul funcțional. Și cum sunteți? Cum a fost ziua la voi, săptămâna? Până acum, așteptați cu drag weekendul sau ar fi super fain să-mi scrieți în comentarii cum a fost ziua voastră astăzi. Deci, hello, Murtuța. Today I am on Romanian language. My guest is from Romania and it will be the session on Romanian language. I am very well, thank you very much. Greetings to my friends, all of you what from international. And today the session, like I say, it will be Romanian language, but you can write me and if you have some question about personal development, maybe I will answer after that, after the session to end is. Greetings, wherever you are. Have a good day, night, wherever you are. Thank you very much. Și acum mă mut înapoi și aștept să se conecteze invitatul meu, cum spuneam. Astăzi am un invitat care este coach și trainer și sper să și funcționeze, să vorbim puțin despre dezvoltare personală, care este un subiect tare drag mie și să vedem care sunt provocările, soluțiile care le putem descoperi, aplica, aranja, depinde de care ce sunt, cum sunt. Ok, ceva nu găsesc. Ok, aici ar trebui să funcționeze. Da. Așa, acum sper că reușim să ne conectăm și îl am și pe invitatul meu cu mine. Conexiunile astăzi nu ne ajută de fiecare dată și asta e frumos în sesiunile live. Provocările sunt aici și asta e foarte, foarte bine. Dar sper că mă auzi, sper că ne auzim. Dacă ai telefonul deschis, o să se producă microfonie. Trebuie să fie doar unul dintre aparate deschise, doar laptop sau doar telefon. Depinde pe ce intri. Nu ambele deschise, că producem microfonie și nu ne înțelegem. Super, super, super. Ok. Se aude la tine? Dragi prieteni, dacă aveți întrebări pentru... Eu o să vorbesc mai departe până se face conexiunea. Și, cum spuneam, tema de astăzi este despre dezvoltare personală, despre provocări, ce soluții găsim, ce soluții avem ca să... Ok, aici încă nu e... Mai sunt un pic la butoane, să distribui și pe partea cealaltă în grup, pentru că văd că nu s-a conectat. Deci astăzi chiar conexiunile sunt super tari. Să vedem care sunt Asta nu a fost plănuit. Astăzi conexiunile sunt chiar interesante. Mm.
Apropo, pentru cei care mă vedeți prima dată, pentru prima dată, eu sunt Simona Mateș și sunt contabilă de meserie. Pe lângă asta, îmi place să spun că sunt un ghid pentru a ajuta persoanele să creeze mai multe surse de venit. În ziua de astăzi, cu economia nouă pe care o avem și care este în plină schimbare, să nu-i spunem criză, în plină schimbare este chiar nevoie pentru a căuta să creăm mai multe surse de venituri în mediul pe care ni se pare nouă confortabil. Și îmi place să spun că îmi place să ajut oamenii să vadă, să descopere noi oportunități despre cum poți crea mai multe surse de venituri. Că sunt ele mai mici, mai mari, nu contează, dar să nu rămâi doar cu o sursă de venit, adică că e salariul, că e o activitate independentă pe care o faci, mai caută și alte oportunități și practic sunt pentru aduce la cunoștință, practic. Cunoștințe sunt foarte multe în ziua de astăzi, de atâta informație peste tot, doar că dacă nu ai pe cineva care să te ghideze puțin, să spună, uite, asta și asta ar putea funcționa așa, e destul de greu să selectezi ceva ce s-ar potrivi pentru tine. Sau, și sunt mai mult pentru a reuși să te descoperi pe tine, în primul rând, prin dezvoltare personală, prin bună seara, Ione, s-aude la tine? Internetul e foarte slab, din ce îmi dau seama la tine, da, astăzi. Ciao. Bună seara, bună seara. Acum sper că stai cu mine și nu mai fugi. Ai deschis un alt aparat. Ai ambele, da. Ai două aparate deschise. Unul trebuie închis. Cum? Te-aș ruga frumos pentru ca să putem să ne auzim, că dacă nu produce microfonie. Nu te aud, nu te înțeleg deloc. Sper că se face conexiunea între timp. Bună seara, Valerica. Mă bucur că ești cu noi astăzi. Și chiar aș vrea să-mi spui care e părerea ta despre dezvoltarea personală, despre mai multe surse de venituri. Care sunt experiențele tale? Nu te înțeleg. Aproape de router. Ok, păi caută routerul prin casă, nu știu unde l-ai. Și eu sunt la 2 metri. Am înțeles. Interesant, interesant. Aoleu, de câte ori se zice că s-a adaptat statutul la mine? Oh my god, în fine. Deci astăzi conexiunile chiar mă fac să mă amuz astăzi. Apropo, fetelor, astăzi am reușit să-mi fac unghiile. Până acum tot mi-am ascuns mâinile pentru că nu puteam, nu, cu pandemia și toată nebunia care a fost lockdown și totul, la noi în Germania n-au fost deschise saloanele, abia de săptămâna asta s-au deschis și am reușit să-mi fac unghiile, așa că sunt mega happy. S-aude la tine, Ione? Că merge acum, nu? Imaginea e foarte slabă. Imaginea e slabă de tot, nu pot să te aud deloc. Așa. Conexiune foarte... Încearcă eventual să te conectezi pe telefon. Prin mobile date. E ce sugerez eu. Nu se vede. Cred, deci se vede totul. Rămâi blocat. Rămâi blocat. Nu.
te rămâi blocat. Murtuța, I am very well, thank you very much. Yes, I can imagine that it's difficult to understand. I cannot translate because the session I take my to make the session on Romanian language this time. And in the next I will have another session on English. It is about personal development. It's about new ways for another stream of income to create new ways for opportunities to create another stream of income. So wish you all the best, and we stay in touch. Thank you very much. Părere foarte bună. Valerica spune că o părere foarte bună despre dezvoltarea personală. Cum ai descoperit dezvoltarea personală, Valerica? Și tuturor celor care sunteți cu mine astăzi, suntem un pic astăzi în conexiune. Așa nu ne ajută tehnica asta. Dar eu vă aud foarte bine, cele mesajele de la voi. Cu mare drag aș vrea să știu despre voi, care e părerea voastră despre dezvoltarea personală, care sunteți în cursuri pentru dezvoltare personală. Poate avem și alți coach care sunt cu noi astăzi. Chiar mi-ar place să interacționăm și să aducem cât mai multă valoare celor care o să vadă video în reluare și nu sunt azi cu noi să interacționeze. Ione, încearcă să te conectezi de pe telefon, să vezi dacă funcționează cu mobile date fără VLAN. Mă auziți? Acum te aud, dar rămâi blocat de multe ori. Hai să văd, încearcă să te conectezi pe telefon, te adaug pe telefon și te... Acum merge. Super fain. Deconectează celălalt aparat. Merge? Acum merge. Super bine. Mulțumesc frumos. Da, îmi pare foarte rău pentru aceste... Asta este provocarea. Deci, astea sunt provocări și sunt provocări foarte faine pentru că suntem live, suntem umani, suntem reali și asta e foarte bine. Așa că nu-ți fă nici cea mai mică problemă. Cine, oamenii dragi frumoși care se uită la noi, o să înțeleagă și nu stă în mâinile noastre când e tehnologia sau tehnica nu ne ajută de fiecare dată. Cum spuneam. Bună seara, bună seara! Ione Opincheanu este cu noi astăzi și este invitatul meu. El este coach și trainer, dar o să te las pe tine să te introduci. Respiră înainte, bea o gură de apă și ne intrăm în sesiune. Da, lucrurile astea nu ne fac bine, dar nici nu ne doboară. Și din fiecare avem ceva de învățat, așa că sunt binevenite. Da, sunt certificat ca și coach și trainer și public speaker de către John Maxwell. Ce înseamnă asta? Înseamnă în primul rând că m-am pus într-un proces intenționat de creștere. Așa. Cred că asta e... Ups! Cred că asta e cel mai important ce trebuie să iese. Da, m-am pregătit pentru computer, vorba aia, dar uite că... Astăzi nu stau cum vrei tu. Da. Bună seara, bună seara tuturor! Bineînțeles că n-am fost întotdeauna așa și am trecut prin foarte multe faze ale vieții.
de jos până sus și invers și așa mai departe. Astăzi ne-am propus să povestim despre dezvoltare personală și de ce. De ce dezvoltare personală? Bineînțeles că a curs foarte multă cerneală pe această temă și o să mai curgă încă foarte mult timp. Și o să zic că o să avem persoane care o să zică voi ăștia, adică noi ăștia, trainerii, ca și consultanții financiari și ca și avocații sau mai știu care, voi ați apărut ca ciupecile după ploaie și ce mai vreți acum. Dar într-adevăr, așa este, pentru că eu aș spune piața o cere. Așa cum învățam în clasa 7-a la economie politică, pe piață se formează cererea și oferta și se formează prețul și piața o să ne selecteze și pe noi, pe cei care suntem buni sau mai puțin buni. Absolut, absolut. Și îți mulțumesc în primul rând foarte mult pentru că m-ai invitat și cu mare drag. Să discutăm despre asta. Nu o să discutăm despre, să zicem, informații. Sau da, o să dăm și informații aici. Informații găsim pe toate gardurile, acum, mai ales acum. Găsim pe net peste tot despre dezvoltare și despre absolut tot. Dar este foarte important și ceea ce facem. Și pe tine te admir pentru că văd că faci foarte mult. Și de asta sunt recunoscător. M-ai invitat în această sesiune. Da, și ești un exemplu. Ești un exemplu de urmat și îți mulțumesc. Da, o să spun două trei cuvinte despre mine. Mi-am început viața activă la 23 de ani ca antreprenor. De fapt, ca patron, pentru că nu știam pe vremea aceea ce înseamnă un antreprenor. Toată lumea era patron. Da, deci antreprenorii au apărut mai târziu. Nici nu era pe atunci noțiunea de antreprenoriat, dar antreprenoriatul presupune și educație, nu doar să faci comerț și atât. Am intrat în comerț și am dezvoltat o afacere, în 8 ani am dezvoltat o afacere de până la 5 magazine între orașe diferite. Și când nu vrei să ieși din zona de confort, știți că avem această zonă de confort în care ne este călduț și bine. Da. Și ne este bine acolo. Dacă am un salariu, o mașinuță, o căsuță și două concedii pe an, mi se pare că sunt bine și de ce să vreau mai mult. Dar asta aș putea să spun și asta o să doară acum. Asta aș putea spune că înseamnă mediocritate, această zonă de confort, în acea zonă în care ne mulțumim cu puțin. Și de ce spun asta? Pentru că avem un potențial uriaș. Acum fac o paranteză mai mare. Avem un potențial uriaș și eu consider că Dumnezeu ne vrea abundenți pe toate planurile, ne vrea sus sau bine. Cine nu crede asta poate să zică în universul. Și în acest sens a pus tot ce e mai bun în noi pentru a reuși, pentru a fi sus. Cum văd eu potențialul nostru, eu îl văd ca și practic, cum spui, suntem în acea zonă de confort. Adică scoatem un potențial practic ca și un iceberg, doar ce se vede din apă și restul, care este partea cea mare a potențialului pe care o avem în noi, o ținem în interiorul nostru doar de avem noi limitările noastre sau zona de confort a ajuns în așa poziție încât zicem e bine. Și nu dăm drumul potențialului să iasă practic tot ceea ce avem și tot ceea ce putem noi face. Și ce mai vreau să menționez, că ai zis că suntem așa coachii ca și ciupercile după ploaie. Da, pentru că consider e nevoie să dăm informația mai departe. Poate să o ia fiecare cum vrea, eu sunt de părere să dai informația. Și ajungem mai târziu la partea de când cum te-ai mutat în Germania, pentru că știu că fiecare avem o poveste în spate și acolo o să menționez de ce să dai informația mai departe, oricare ar fi ea. Le salut pe fetele dragi. Bună Flori, bună Margareta, Florina. Dacă aveți întrebări pe partea aceasta de dezvoltare personală sau vreți să știți o anumită tehnică, Ione poate să ne spună și puteți să puneți întrebările în chat, că o să întreb cu mare drag, fără perdea.
Da, o să vrem să spunem ce am făcut noi sau ce vrem noi să facem, la ce ne-am gândit, ce idee avem, ce conștientizări avem și pentru... Ops! Dragii mei, astăzi se pare că tehnica nu ține cu mine, cum mă gândeam eu. Și e amuzant, pe de o parte, pe de cealaltă parte, e... Așa, ai căzut? Ai căzut cu totul? Ai ieșit? Ce bine că da. Poți să intri înapoi repede! Da, Dumnezeu a pus în noi tot ce e mai bun pentru a reuși și asta ne arată și prin pilda talentului, de exemplu. Ne-a dat potențial și ne întreabă, pe urmă, ce facem noi cu ceea ce ne-a dat și de ce nu facem. Și da, stăm în acea zonă de confort și dacă și nu vrem să ieșim pentru că doare foarte să ieșim, doare să ne schimbăm, doare să avem acele frici, avem foarte multe frici, mai ales cea de schimbare. Și dar dacă nu vrem să ieșim singuri din zona de confort, e posibil să ne scoată viața forțat din zona de confort și așa a fost și cu mine. Și a trebuit să o iau de la zero și am intrat în piața financiară, am început în alianți, în asigurări. 2 sau 3 luni n-am câștigat nimic, mergeam acasă fără bani, dar am văzut un potențial acolo și în produse și poate și în mine. De puține ori am văzut un potențial în mine, o să revin la asta. Apoi, după mai mulți ani de asigurări, am trecut o perioadă prin bancă și, pe urmă, venind criza, am... hotărât să plec și eu urechea la ce spunea piața, la ce spunea lumea, și anume că nimic nu mai merge în România în timpul crizei. Că era, e criză? Era în 2008, că e criză, în 2009, și am ales să plec din țară, am căutat prin toate mijloacele să plec din țară, deși acum, cu conștientizarea mea de acum, văd că, sau îmi dau seama că erau foarte mulți oameni care reușeau și în timpul crizei în jurul meu, dar eu nu îi vedeam. Nu vedea. Yeah. Da. Am citit o povestire foarte, foarte frumoasă într-o carte, nu știu, de-a lui Dale Carnegie sau Napoleon Hill. Nu știu dacă este adevărată, dar are foarte mult sens, și anume un italian a emigrat în America la începutul secolului. El voia să-și facă restaurant, visul lui cel mare era să-și facă restaurant. Doar asta știa să facă și știa să o facă cel mai bine. A emigrat în America cu toată familia, doar că în America a ajuns în timpul unei crize foarte mari, foarte puternice, probabil în 30. Peste tot unde întoceai capul scria doar criză, peste tot unde te uitai era doar criză, era absolut totul paralizat. Era teroare, era groaznic, nu ca acum. Și noi trăim într-o criză acum, dar atunci, din ce am citit, era crunt. Nimeni nu mai mișca nimic peste tot și în toată media se auzea de criză. El, în schimb, și-a deschis restaurantul și a ajuns milionar. Super tare! Pentru simplu fapt că nu știa engleza. Nu, el nu știa să citească criza, el nu știa că este criză. Ia, și practic mintea lui n-a reacționat, ok, e criză, știi? Practic nu i-a venit din moment ce n-a înțeles. Da, clar, și mi se pare mintea lui n-a lucrat pe partea asta. Nu știu cât de adevărată este, dar este mi se pare o lecție foarte importantă. Super tare. Pentru că acolo unde ți este focusul, acolo îți merge și energia. Acolo unde ți este focusul și viața, acolo îți merge și energia și îți merge și atenția și viața. Și atunci, pe ce mă focusez? Pe, așa cum fac foarte mulți oameni, pe tot ce n-am bani, n-am aia, n-am mașină, n-am casă, am datorii, n-am nu știu ce. E criză, nu pot altceva, sau mă focusez pe ce am și pe ceea ce pot. Din păcate, eu nu știam să mă focusez pe ce era bine în trecut. Și de asta a trebuit să trec prin foarte multe încercări, pentru că dacă nu înveți o lecție, mai primești una? Te dă din nou, pentru că viața te dă din nou și te dă din nou până când te trezești.
Deci ceva de genul am trecut și eu, deci după lecție, după aia următoarea, următoarea, practic în 2008, despre criza de 2008, pot să spun și eu, da, am lucrat și eu 3 luni de zile și nu primeam salariu, adică eu puneam bani, luam bani împrumut la momentul respectiv ca să mă duc la job și Da. în final nu îmi plăteau salariu pentru că era criză. Dar în final a fost așa o nebunie, clar, după aia ai renunțat, dar până n-am învățat lecția, deci până nu am învățat, băi, nu se poate asta, n-a funcționat, frate. Dar, cum spui, lecții mai primim până înveți. Da, și am plecat în Germania, unde am luat-o din nou de la zero, într-o altă piață, într-o altă țară, unde nu am știut absolut nimic și până am început să învăț când trebuie o asigurare de sănătate, când trebuie nu știu ce, când Absolut. trebuie nu știu ce, au trecut vreo 6 luni și, pe urmă, m-am dus să-mi fac o asigurare de viață și aia mi-au spus că trebuie să plătesc din urmă și De m-am sănătate, la rebutat. cea din sănătate, da. Da. Auzi? Ai fost ca italian în America? Nu. În fine, după mai multe încercări de-a mele de a face o asigurare de sănătate fără să vreau să plătesc din urmă, da. Atunci n-am drept de muncă, a trebuit să mă fac privat. Aici Absolut. Sunt persoană fizică și de asta nu știam de asigurare. Am zis, lasă că vine peste câteva luni, 2014, când intrăm în drepturi și atunci o să mă angajez, dar nu n-am mai apucat pentru că am avut un accident foarte urât, care a necesitat intervenție chirurgicală și foarte mulți bani, aproape 4.000 de euro și nemai putând să muncesc cel puțin 6 luni, am ajuns social, am ajuns pe ajutor social și a fost o perioadă cruntă. Nu știam ce să fac, nu știam ce să încerc, eram bulversat și acum mi-aduc aminte de povestea lui Steve Jobs, dacă o știți, sau să vă spun foarte pe scurt. El a renunțat la facultate și și-a făcut firmă de calculatoare și la 30 de ani era miliardar. Și era cunoscut în toată America și America, cred că e de două ori cât Europa, nu? De mare. Ceva de genul, da. Era cunoscut în toată America, toată presa de specialitate scria despre el, despre cuvântul lui și așa mai departe. Deci ceva mai cunoscut decât Merkel în Europa, aș putea spune. Și el și-a angajat un director pe care l-a plăcut și în timp a ajuns la divergențe cu acel director, iar acel director s-a unit cu bordul și l-au aruncat pe el afară din firmă. L-au concediat, l-au aruncat în stradă. Și s-a văzut aruncat în stradă fără nimic, a pierdut tot. Bineînțeles că și presa a scris, deci din acel foarte mare, foarte cunoscut, a ajuns cel mai umilit din America, deci o umilință publică. Și spunea că a rătăcit luni de zile pe străzi, în prag de nebunie, și la un moment dat și-a dat seama că stai, de fapt ce am eu nu poate la nimeni. Absolut. Și anume creația. Și s-a pus pe creație. Și ce a spus? Avem astăzi. Și a creat o nouă firmă, Pixar, și a făcut acel film de animație, mi se pare Toy Story, dacă mai țin eu bine minte, cu care a bubuit, bineînțeles, și-a listat firma la bursă și a început să lovească foarte tare în piață, a crescut foarte mult. Și la un moment dat, când acel director a plecat din firma lui, din Apple, când a fost dat afară, Apple l-a cumpărat pe el și așa l-a din nou la cârma Apple. Companiei lui și atunci a creat telefoanele și așa mai departe. Da, și cred că așa eram și eu bulversat în acea perioadă și nu știam în ce parte să o iau și am încercat diverse lucruri, să intru și în asigurări, dar n-aveam mașină și nu aveam bani. Mi-a făcut firmă de construcție cu un prieten, dar nu ne-am înțeles. Am avut prima lucrare la Schleswig, lângă Danemarca. Am încercat diverse până când am dat de John Maxwell Team. Da, în acea perioadă mai gri, aș putea spune, mi-am dat seama că totul depinde doar de mine și tot ce mi se întâmplă este doar datorită mie, datorită gândirii mele, oarecum atrag tot ce mi se întâmplă.
și că dacă îmi doresc o viață mai bună, e foarte important ca eu să cresc. Și dacă eu o să cresc, atunci totul din jurul meu o să crească, să se schimbe. Și iată de ce este foarte importantă dezvoltarea personală, pentru că dacă ne dorim o viață mai bună, nu putem avea decât dacă creștem noi. Dacă noi creștem, absolut. Și afacerea, dacă, sau cariera, dacă ai un job, oricare ar fi el, și vrei să avansezi pe alte treapte, în carieră sau în companie, sau ești independent, nu crește nici afacerea dacă persoana nu crește. Deci, exact. Ori, dacă investiția în noi nu este, n-ai cum să ajungi să fii director nu știu unde dacă n-ai investit nimic în tine. Da, foarte multă lume zice, da, mie nu-mi trebuie bani, că eu sunt mulțumit, mie nu-mi trebuie să-mi schimb mașina, mie nu-mi trebuie altă casă, dar eu cred că astea sunt minciuni, pentru că dacă le-ai avea, nu cred că ai renunțat la ele. Și oricine își dorește o viață mai bună, toată lumea vrea să crească, este în spiritul nostru. Noi suntem ființe spirituale dotate cu un corp fizic și un intelect și spiritul mereu vrea să se exprime și să se extindă. Deci absolut. Este noi creșterea și asta vedem și în natură. Deci n-ai văzut un pom care să zică, știi, am crescut destul, acum mai stau vreo 2 ani că mie mi-ajunge. Am crescut destul, nu mai vreau deloc. Mai apropo de pom, dacă ești într-un loc și nu te simți confortabil unde ești, mută-te, că nu ești un pom, nu ești plantat acolo, deci poți da, să te muți. Da, clar, uite, foarte, foarte frumos, da. Și ați văzut, ies plantele și prin crepătură. Unde văd un pic de lumină au ieșit, deci este foarte... Este deci, în spiritul practic... nostru să ne dorim să creștem și clar că trebuie să și facem ceva. Și aici intervine diferența, pentru că sunt oameni foarte bine informați. Și mergem la cursuri de aur, ne vin idei de aur și învățăm și așa mai departe, dar dacă nu punem în aplicare, toate sunt zero, sunt nule. Yeah. Ori cărțile pe care le citim, poți să citești oricâte cărți ai vrea, dacă nu aplici nimic din ceea ce ai citit în carte sau nu acționezi deloc, n-ai cum să crești, n-ai cum să avansezi. Deci, da, și apropo de ce ai zis înainte, foarte frumos, John are mai multe cărți despre legi și în cele 21 de legi ale leadership-ului are legea pragului limitativ în care ne explică că nimic nu poate depăși pragul nostru de leadership sau de dezvoltare. Yeah. Și așa cum ai spus, nici afacerea noastră nu ne poate depăși pe noi, nu poate depăși nivelul nostru. Deci absolut. Dacă pe o scară de la 1 la 10 nivelul meu este la 5, afacerea mea întotdeauna o să se lovească aici, o să se oprească aici. Mereu, mereu, mereu o să vină până aici. Dacă îmi doresc ca afacerea mea să crească la 8, trebuie eu cel puțin să cresc la 9. Și asta cred că am văzut, asta cred că și noi știm și am văzut în piață și am văzut foarte multe firme care stau la nivelul patronului, ca să spun așa. Mi-a spus o angajată că, de exemplu, că la ei în firmă totul trebuie aprobat de șef, absolut orice să fie, și stau la coadă la biroul șefului uneori și 2 ore. Să aprobe. Absolut. Păi, unde mai este eficiența, unde mai este productivitatea, timpul și toate alea. Doar asta doar așa ca exemplu. Păi asta ai punctat foarte bine, pentru că eu chiar pledez pentru oameni ca să devină independenți. Bine, nu e să devii autonom, independent pentru fiecine, e clar. Dar cine are potențialul și vede că găsește oportunități sau îi place să facă altceva sau nu îi place, sau dacă te duci la job și urăști jobul la care te duci doar de dragul că te duci să ai un salariu la sfârșitul lunii, atunci chiar pledez ca să devină omul independent. Ia-ți viața în mâini, cum se spune, și poți să faci ce vrei. Deci tu decizi ce faci când vrei și nu stai la șeful să-ți aprobe ceea ce, cum spuneai tu, orice decizie pe care să ia în companie. Da, dar știi că peste 85%, cred că chiar poți să avansezi procentul ăsta, dintre oameni fac ceea ce nu le place. Știu.
în viață. Știu, știu. Și asta, da. Asta e, e strigător la cer, în, în opinia mea. Ca să stai, să mergi la un job care ție nu-ți place, te duci. De ce? Pentru că poate nu avem curajul să căutăm altceva. Poate că nu credem în noi. Eu am avut dintotdeauna această problemă cu imaginea de sine. Nu am fost niciodată un elev bun. Ok. Și bineînțeles, este foarte foarte nașpa, ca să zic așa, să fii mediocru. Nu este nimic sexy în asta și nimic plăcut. Și asta am simțit și eu, nefiind un elev bun, am simțit că și în școală, că poate ceilalți colegi se uită altfel la mine și nu ne dorim asta, nu ne dorim să fim priviți într-un mod negativ. N-am fost un elev bun, deși aveam o gândire foarte bună în școală, deși provin dintr-o familie bună și am avut de toate, în școală îmi făceam singur bani. Păi și atunci de ce spui? De ce era, ai credința sau aveai credința aceasta că nu era elev bun? Probabil că nu credeam că pot să învăț, sau nu credeam că, nu știu. Cât timp ai învățat să faci bani, ce mai trebuie să mai înveți? Da. Pe bune acum. Deci nu mi-am făcut probleme de bacalaureat, cum își fac tinerii din ziua de astăzi, unii și nici de facultate. Apoi, de exemplu, atunci când am trecut prin bancă, directorul de zonă chiar mi-a dat de înțeles că aș putea să ajung director de bancă și chiar ar fi locuri. Dar n-am ajuns pentru că, tot acum îmi dau seama, nu mă vedeam acolo. Credințele limitative. Nu cum ai credeam trecut, că pot să fiu cum ai trecut acolo? Peste ele? Sau ce te-a ajutat să treci peste? Deci, dacă tot ai, în școală zici că n-ai fost bun, director nu n-ai vrut să fii. Este foarte important să începem să facem lucruri. Acțiunea bate tot. Acțiunea bate piticii negativiști. Da, venim din trecut cu foarte multe convingeri. Îți dau un exemplu de convingere. Superstițiile. Dacă eu sunt convins că dacă mă întorc din drum o să meargă rău. Păi ți se duce. Ți se duce ziua. Bineînțeles că o să meargă rău, pentru că este dorința mea și subconștient o să mi-o execute și mi se întâmplă și vin acasă și mi interesc acea convingere limitativă. Ai văzut că am avut dreptate și ai este văzut? Și mai puternic atunci. Plus că venim cu rând din trecut sau cu programe. Deci oamenii nu sunt răi, ci programele lor sunt mai puțin bune, nu oamenii în sine. Da, zice că noi suntem până la 7 ani, noi suntem practic ca și un burete care absorbe tot și orică e bine, orică e rău, tot ai luat la tine și atunci... Da, până la 7 ani copilul nu are conștient și lucrează doar în subconștient și adună tot și până la această vârstă se formează și rănile, cea de abandon, cea de nedreptate, de umilire, de trădare, dar o să vorbim altă dată despre asta. Despre asta intrăm în alt capitol, că asta da. E o parte, duce către spiritualitate un pic și sunt teme foarte faine. Deci dezvoltarea personală, spiritualitatea, a crea mai multe surse de venit. Deci sunt teme care pentru mine sunt... Pot să vorbesc ore întregi despre oricare dintre ele. Și este foarte important să începem să facem lucruri chiar și mici, pentru că orice lucru mic realizat ne crește încrederea de sine. Apoi Absolut. Este foarte important să ne provocăm fricile și să ne provocăm aceste credințe. Hai să văd. Asta am făcut și eu, de exemplu, cu asta, cu întorsul din drum. Hai să văd, oare ce se poate întâmpla dacă chiar mă întorc din drum? Ok. Și ce s-a întâmplat? Nimic. Nimic rău. Ai avut o zi mai bună decât și când ai avut-o, când ai spus, măi, dacă mă întorc, deci mi-am uitat cheile de la nu știu unde, dar nu mă întorc să-mi iau cheile, mai bine stau și sună vecin să mă lasă în casă. Nu e nicio problemă.
Mi-e frică să sar pe râul ăsta. Ok, hai să vedem ce se poate întâmpla cel mai rău dacă îl sari. Ce Pic s-ar în apă. Pic în apă. Cât de rău poate fi asta? Ne dăm Deloc. seama că... Exact. Deci ne dăm seama că, în general, balaurii cei mari sunt doar în capul nostru. Bine, dar dacă o să reușesc, oare cum o să mă simt? Wow. Super, super, super wow. Atunci, de ce să nu încerc? Doar lucrurile incomode ne cresc. Nimic Absolut. Din ce ne este foarte ușor și ne este simplu și ne este comod, nu o să ne crească. Doar ce este incomod. Și atunci, cum ar fi să mă provoc? Să fac ceva nou în fiecare zi. Ce ai vrea să faci în plus? Ce ai vrea să faci ceva ce n-ai mai făcut? Tot ce ne dorim noi este în deal. Și obiceiurile noastre, în general, sunt în vale. Și este necesar să urcăm. Sau mai simplu, cireșele sunt în pom. Cum ajungi să le iei dacă nu urci în pom? Sau pe scară, cel puțin. Și asta am făcut. Și în plus, este foarte important și mediul în care trăim. Suntem suma celor 5 cei mai apropiați prieteni sau celor mai apropiate persoane și ne schimbăm ca și ele. Ori vrem, ori nu vrem. Vrei, când ai fost conștient de asta? Încet, încet am început să conștientizez. Okay. Bineînțeles că nu suntem pregătiți și atunci este foarte important să ne provocăm. Uite, eram în Alianț și am găsit o carte pe care am tras-o la Xerox și avea un titlu pompos. Am tras-o la Xerox și am și legat-o. Îi spune puterea incredibilă a subconștientului. Ok. Așa ceva. Și am zis, wow, ce carte trebuie să fie. Și am aruncat-o în birou. În anul următor am găsit-o, wow, ce carte trebuie să fie, și am aruncat-o în birou. Am plecat în Germania și am luat-o cu mine și încă alte notițe. În fiecare an, vreo 3 sau 4 ani, făceam ordine. Wow, ce carte tare! Găseam, wow, ce carte trebuie să fie și o aruncam în birou. Când acum vreo 2 ani am luat-o, wow, ce carte trebuie să fie, dar ia hai să și văd ce carte ar trebui să fie. Și am început să o citesc și, într-adevăr, este o carte extraordinară. Și am stat să mă gândesc, dar de ce am tot aruncat în birou? Pentru că n-a și fost timpul. Exact. Mi-am dat seama că probabil că n-am fost pregătit pentru asta. Uh-huh. Am descoperit cărțile care ne ajută foarte tare. Am întâlnit și oameni care spun, dar eu nu vreau să trăiesc după ideile altora. Ok, dar ideile lor sau faptul că vezi cum ei au reușit, ideile lor îți pot da ție conștientizări. Absolut, dar ideile altuia cu ceea ce știi tu, puse împreună, au o valoare mult mai mare dacă le-ai perceput într-un alt fel. O idee a lui Cutărescu poate să fie super tare, nu trăiești după ideea lui, o adaptezi la nevoile tale. Ce zici de asta? Da, clar, da. Ia, și atunci... Deci e foarte important să le trecem prin noi. Prin filtrul nostru, pentru că fiecare avem filtru diferit. Da. Apoi am descoperit filmulețele motivaționale de care nu știam că există acum mai mulți ani, dar mi-au făcut foarte bine. Uh-huh. Și îl ascult cu plăcere, mai ales pe Les Brown, care mi se pare genial. Mi s-a spus în copilărie că este retardat, mintabil, educabil. Yeah. Și acum este cel mai mare speaker ever, cred că. Mega tare, mega, mega. Eu când îl prind, când sunt cu el live. Da, și sau John Maxwell sau Tony Robbins sau sunt foarte mulți. Foarte mulți. Da. Apoi m-am pus într-un mediu de creștere. Este foarte important. Vrei să știți acea paralelă cu găinile și vulturii, nu? Trăiești printre găini, rămâi găină. Trăiești între vulturi, o să devii vulturi. Deci trebuie să mă râd că am o prietenă faină în grup la mine care zice tot la fel. Am auzit asta acum vreo 2 săptămâni, deci se repete. Înseamnă că trebuie să fie ceva aici. Da, clar. Deci, oricât de pregătiți am fi, dar nu întotdeauna suntem, și oricât de stăpâni pe noi am fi,
tot ne influențează mediul și ne schimbă, ori vrem, ori nu, nu vrem. Și am descoperit John Maxwell Team. John Maxwell este cel mai mare profesor de leadership din lume, gurul leadershipului mondial de 7 ani încoace și rezonez foarte mult cu el și cu ideile lui. Este și un fost om al bisericii și rezonez cu el pentru că vorbește despre valori. Deci în orice relație am creat, că este în familie, între părinți și copii, între frați, între colegi, între iubiți, între șef și angajați și angajatori și așa mai departe, trebuie să se bazeze pe valori. Și cea mai mare valoare este omul și într-o companie cea mai mare valoare este omul și nu utilajul ăla de 5 milioane de euro pe care ți le-ai cumpărat. Absolut. Pentru că angajații mulțumiți o să-ți aducă clienți mulțumiți și clienții mulțumiți o să-ți aducă bani, banii pe care îi dorești. Și într-adevăr, totul este despre celălalt și comunicarea este despre celălalt și vânzările sunt despre celălalt și leadership-ul este despre celălalt și nu despre mine. Asta dacă îmi doresc să creez relații. Și în John Maxwell Team am parte de o pregătire premium și de acel mediu foarte puternic de creștere și sunt foarte recunoscător pentru asta și mi-a crescut foarte mult conștientizarea și bineînțeles că vrem să dăm și înapoi altora, dezvolt o afacere pe coaching și training. Okay. Bineînțeles că dăm înapoi și foarte mult gratuit pentru că avem nevoie și de acea zeciuială, avem nevoie să... Și uite, și asta e o metodă de a ne crește încrederea de sine. Yeah. Deci, n-ai cum să gândești rău, n-ai cum să cazi în depresie când faci bine altora. Absolut, absolut. Nu are cum să-ți cadă încrederea de sine atunci când ajuți pe alții. Păi n-are cum, la momentul care cineva are nevoie de un sfat, de o vorbă, nu contează ce e, ajutor nu se consideră numai în bani. Multă lume crede că, păi cum să ajut pe nu știu cine, că n-am nici eu, cum să dau la altul. Da, dar cea mai mare valoare este timpul. Ai văzut? Deci ai mai zis una dintre valori, că e omul. Zice că omul e cea mai sofisticată și cea mai complexă ființă pe pământ. Deci ce poate să fie mai valoros decât omul? Sofisticat în sensul că e practic orice computer. Și computerul ăla a fost programat de cineva. Deci cineva a fost mai deștept decât computerul. Că multă lume zice, păi computerul e mai deștept decât mine. Chestia cu găinile. Întreabă Valerica chestia cu găinile. Vrei să mai repetăm o dată? Că și mie îmi place. Păi dacă alegi să trăiești, pentru că viața constă, este făcută din alegerile noastre, tot ce ni se întâmplă sunt doar alegerile noastre, dacă alegi să trăiești între găini, o să devii găină. Dacă alegi să trăiești între vulturi, o să zbori cu vulturii. O să zbori, da. Yeah. Ori vrei, ori nu vrei. Și dacă nu vrei să acționezi, fiind în acel mediu, tot o să fii influențat să faci ceva, să crești, să-ți deschizi încă o cămăruță. Aș putea spune. Super fain, super fain. Practic, dezvoltarea personală este un proces de transformare la toți. Și cine îl acceptă și vrea să facă pasul în direcția asta, este super, super cool. Da, și John a fost... Și cu asta pot să închei, de exemplu, ca să ne uităm și la întrebări. John a fost în... Am uitat să-mi iau apă, da. Să-ți trimit eu? John a fost invitat în... Păi ia-ți o apă, că nu e nicio problemă. A fost invitat în 4 țări sud-americane pentru a le ajuta să se schimbe. Uh-huh. Și are peste 20 de invitații prezidențiale încă și a fost acolo împreună cu mulți membri din echipă. S-au dus toți gratuit ca pentru câteva zile să vorbească despre valori și să ajute pe oameni să implementeze niște acțiuni
pentru a se schimba ceva în țara lor. Și John acum a creat o mișcare puternică căruia îi spune Change the World, prin care ne dorim să schimbăm ceva în să schimbăm ceva în lume. Și începe cu noi, cu noi membrii, cu membrii John Maxwell Team. Okay. Și noi cu dorim să ajutăm și pe alți oameni să devină facilitatori și să dăm mai departe valori. Facem mesele rotunde cu cine își dorește și discutăm în fiecare săptămână despre valorile noastre. Okay. Și avem și o să fie foarte multe inițiative de genul ăsta și ne dorim să ajungem la cât mai multă lume. În plus, mai avem și inițiativa globală pentru tineret, în care noi, membrii John Maxwell Team, timp de 2 luni pe an, mergem în școli și facem seminarii gratuite pentru adolescenți și pentru adolescenți și copii, în care le vorbim de asemenea despre valori, despre bullying, ce putem face în cazul ăsta, despre încrederea de sine, despre potențial, despre creștere și așa mai departe, lucruri care în general nu se prea învață în școală. Și tocmai pentru că vrem să schimbăm ceva și vrem să dăm ceva înapoi și dacă nu se poate de sus în jos, ca în alte țări, facem mergem de jos în jos. Acolo, da? Clădim din interior în exterior. Exact. Foarte fain. Deci ce aș putea spune decât să ne provocăm, să facem lucruri noi? E greu? Da, e greu. Și doare? Doare al naibii de tare, da. Chiar doare, schimbarea chiar doare și de foarte multe ori dă cu noi de pământ, dar este important să ne ridicăm și să continuăm. De foarte multe ori ieșim pe alătură. Avionul are un pilot automat. Toți știm de pilotul automat al avionului. Da. Și acel pilot automat în fiecare secundă ține sau redresează avionul și îl ține pe linia lui. Dacă n-ar fi pilot automat, poate că avionul ar merge, nu știu, poate în toate felurile. Pentru că sunt curenți de aer, sunt motoarele, da, și altele. Și noi pățim la fel. O luăm pe arătură de foarte multe ori, pentru că nu suntem perfecți, suntem oameni. Ne-am pus într-un proces de creștere, dar tocmai așa cum se numește proces, este de durată. Exact. Și avem nevoie de foarte multă răbdare și de foarte multe ori poate că nu vrem să facem. De foarte multe ori nu avem chef sau nu mai avem motivație, ieșim pe arătură, dar ideea e să ieșim tare, ideea e în timp să ieșim cât mai puțin și să stăm cât mai mult pe... Să ne putem redresa înapoi. Și creșterea se face pentru toată viața și creșterea nu se face într-o zi, dezvoltarea nu se face într-o zi, ci în fiecare zi. În fiecare zi, exact. Dezvoltarea personală se face zilnic sau la fel de des ca și spălatul. Acum unii se spală zilnic, alții se spală doar sâmbătă. Asta nu comentăm. Așa, oamenii trecuți se spălau doar sâmbătă pentru că se pregăteau pentru biserică. Și de acolo vine și expresia de apa sâmbete, era acea reziduală de la spălat. La fel de des ca și spălatul, adică zilnic. Și o să zică unii, dar cum? Chiar zilnic? Zilnic? Dar cum? Chiar și în ziua de Crăciun? Zilnic? Dar și în ziua de Paște? Zilnic? Dar chiar și de ziua mea? Zilnic? De ziua ta nu mănânci sau nu te speli? Sau cum? Oare mintea și spiritul tău nu are nevoie de hrană, doar trupul? Absolut, absolut. De multe ori, dacă la spirit nu-i dai hrană, oricum ar fi ea, ori o meditație, ori ceva ce te bucură, ori o floare, ori depinde, sunt multe chestii, atunci nici fizicul nu funcționează și fizicul o să fie rebel. Bineînțeles că avem cea mai jalnică scuză, cea cu timpul, că nu în timp,
Și există ceva mai grav decât o scuză. Și anume, o scuză bună. Și avem capacitatea să ne găsim o scuză bună în mai puțin de 5 secunde. Yeah. Și este foarte important să ne provocăm aceste scuze. Și aș recomanda să ne provocăm să citim zilnic măcar 5 pagini sau 10 pagini sau măcar o jumătate de oră. Sau să să stăm de vorbă cu cineva de la care avem de învățat. Cineva care este acolo unde aș vrea eu să ajung. Sau să vedem un film motivațional. Sau uite, acum pe net sunt o grămadă de cursuri. Foarte multe. Care am putea să intrăm. Și sunt convins că dacă vrem să ne facem timp, ne-am putea face. Găsim și timpul. Deci, cum spui de informație, hai că te las, spune, să nu uiți. Ce-mi doresc să încep să fac de astăzi? Ce-mi doresc să fac nou de astăzi? Ce-mi doresc să probez de astăzi? Ce-mi doresc să fac în plus de astăzi? Asta e un exercițiu, practic. Aș lăsa această idee de încheiere. Absolut. Este foarte greu, așa cum spuneam, și doare foarte tare, dar stați liniștiți, satisfacțiile sunt pe măsură. Păi nu, nu, mai rău doare, nu mai rău doare să rămâi în aceeași poziție? Exact, asta e superb. Uite, mi-ai ridicat mingea la fileu, v-aș lăsa cu încă o întrebare. Cum te-ai simțit peste un an dacă ai fi în același loc? Cu aceleași datorii, cu aceleași neîmpliniri, cred că cu mai multe, cu aceleași lucruri pe care le ai și astăzi și le trăiești și astăzi. Cum te-ai simți că a mai trecut un an pe lângă tine degeaba? Eu cred că m-aș simți groaznic. Bineînțeles, așa cum spuneam, am fost foarte mulți ani în această poziție în care nu făceam mare lucru pentru că nu credeam sau nu vedeam de ce. Mai spun doar un lucru și gata, acum chiar gata. Știți acea povestioară cu câinele din cui, care stătea într-un cui, nu? S-a așezat un câine într-un cui și schelelea de mama focului. Și trece un copil pe acolo și îl întreabă pe stăpân: dar nene, nu vezi că îl doare atât de tare? De ce nu îl scoți de acolo? De ce nu îl tragi de acolo? Păi zice, eu l-am pus, el s-a pus. Când o să-l doară suficient de tare, o să se ridice. Exact. Deci cu siguranță că ani de zile nu m-a durut destul de tare. Și uite, dacă nu te doare destul de tare, poate se întâmplă ceva într-o zi în care să te doară foarte tare, în care să te trezești. Ar fi bine să ne trezim singuri intenționat, ca să nu fim obligați să ne trezim, că atunci o să doară nimeni mai tare. Asta e adevărat și îmi place foarte mult. Mulțumesc, dragii mei, că ați fost astăzi cu mine. Pe săptămâna viitoare e posibil să existe puține schimbări despre sesiune, dar o să anunț pe parcurs. S-ar putea să schimb ziua pentru că sunt niște cursuri pe care o să le încep de săptămâna viitoare și sunt joia și sunt fixate dinainte de a fi fixat eu datele mele de sesiuni, dar o să anunț pe parcurs. Așa că stați aproape ca să fiți la curent cu noi invitați care o să iau pe parcurs. Astăzi îți mulțumesc, Ione, că ai fost cu mine și ai adus încă un pas mai mult, am mai adăugat ceva, am adus valoare practic cu ceea ce noi știm, am adăugat cu ceea ce noi am experimentat practic împreună, fiecare pe pielea noastră, și ca să putem să împărtășim și să și la ceilalți din jurul nostru, pentru că poate multă lume nu îndrăznește să facă pasul, că nu știe, că nu îndrăznește, că eu cum o să ajung acolo. Cum am ajuns și noi, bucată cu bucată, important e să vrei, important e să simți cuiu când înțeapă și nu când doare rău de tot. Cel puțin așa zic eu.
Cu siguranță că lucrurile pe care le-am discutat astăzi se cunosc, toată lumea le știe. Nu este nimic nou, n-am inventat noi apa Noi le caldă. sintetizăm practic sub o altă formă cu fiecare cum le percepem noi. Adică eu percep o informație, aceeași informație, poate tu o vezi așa, eu o văd așa. Poate ne contrazicem, poate o vedem la fel, nu se știe. Dar eu zic că sintetizăm prin prisma noastră și o trecem prin filtrul nostru și dacă putem să ajutăm pe cineva și cineva rezonează cu noi, contactați-ne. Ion e de găsit pe Facebook, Ion Opincariu, și pe mine mă găsiți aici, din nou săptămâna viitoare la o nouă sesiune. Ione, dacă vrei să ai un mesaj de închidere. Am putea să facem o emisiune doar despre eșecuri. Bineînțeles că încercăm și eșuăm, așa cum am eșuat și când, înainte de un an, când ne-am ridicat în picioare și am căzut de atâtea ori, au fost eșecuri. Absolut. Dar am continuat să ne ridicăm. Asta ne străduim fiecare să acționăm cât mai mult ca să putem crește. Nu este ușor, dar este superb. Și hai cu acțiunea, că acțiunea bate tot. Bate piticii negativiști, bate lenea, bate circumstanțele, tot. Bate absolut tot. Absolut. Și dacă nu ne descurcăm, am putea cere ajutor. Vă putem Absolut. Ajuta și noi. Asta e. Asta e una dintre multe lucruri. Exact. Nu întotdeauna avem puterea necesară. Poate și un cuvânt ne poate readuce pe linie. Eu am pățit de atâtea ori, o singură frază mi-a adus o conștientizare care m-a făcut să bubui din acel moment, pentru că sunt lucruri pe care nu le vedem întotdeauna. Este așa. Okay. Și cum spui că cere ajutor, este și companiile mari și oamenii mari, nu trebuie să știi tot. Dacă nu știi tot, cere ajutor sau delegează în altă parte sau întreabă și colaborează, pentru că sunt foarte multe căi de a colabora în ziua de astăzi. Și eu găsesc că e minunat să poți să colaborezi în același timp. Tu ai o idee, știi o parte de tehnică, eu știu care, și eu nu știu tehnica respectivă, dar nici nu am timp să o învăț. Păi dacă se poate și eu îți dau ideea, poate ideea mea nu o aveai, dar dându-ți o temă, ai primit altă perspectivă, ai o altă viziune asupra anumitor lucruri și asta e mega tare. Da, e super. Eu de asta organizez grupuri de mastermind și de business și îmi doresc, așa cum ai spus tu, poate o să facem împreună și un grup de business aici pe Germania, pentru că din aceste grupuri ies idei foarte faine și este un alt mediu de creștere care ne Absolut. Poate ajuta pe toți. Absolut. Okay. Îți mulțumesc frumos, o seară mulțumesc frumoasă. Și toate cele bune, dragii mei, ne vedem săptămâna viitoare. Cum am zis, o să anunț în cursul în următoarele zile, să vedem cum stă, dacă rămâne ziua de joi sau o să mut într-o zi de miercuri. Acum să văd cum le balansez și cum le programez pe toate. Vă sărut, vă îmbrățișez cu drag și toate cele bune. Mega bravi! Grație, grație mille! Ok. Să fiți bine tot. Hai să vă salut.